Salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru. Suntem Raluca Râschip și Cosmin Alexandru, cofondator Timology Institute. Am ajuns la al doilea sezon al podcastului, în care discutăm despre catalizatorii cei mai importanți pentru performanța de echipă. Iar în primul sezon am înfipt așa cei mai importanți piloni pentru performanța împreună. La fel ca în primul sezon, avem episoade cu invitați special pentru că ne dorim foarte mult ca ascultătorii noștri să aibă parte de multe exemple practice din viața de zi cu zi pe care să-i inspire. Așadar, astăzi îl avem alături de noi pe Mihai. Mihai, bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Salut, Mihai! Mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația. Noi ne știm de aproape 10 ani, cred. Cam pe acolo, așa, da. Cam pe acolo. Și din business și din eforturile. Și dintre gaze, așa? Da, dintre gaze lacrimogene, da, eforturile noastre civice. Și mă bucur mult că o să putem să împărtășim astăzi cu ascultătorii noștri multe din lucrurile bune pe care eu le știu despre tine. Nu toată lumea știe foarte bine lucruri despre tine. Am înțeles că inteligența artificială știe despre tine lucruri care... Nu cele mai corecte, nu cele mai corecte, da, da, da. Că ai fi fondator la Eurolines și alte... Când am citit rezultatul pe care ți l-a dat, m-am gândit că e făcut de dușmani, adică... un pic de fake news acolo, dar da, tehnologia e la început și atunci putem să fim îngăduitori. O să te rog pe tine să zici în două vorbe un pic despre istoria ta profesională și cum am ajuns să vorbim astăzi despre echipe performante împreună. Păi salut, mulțumesc de invitație. Eu sunt antreprenor în IT. Am fost... Cred că toată viața pasionat de programare, prins un calculator prin clasa 4-a și din momentul ăla mintea mea a fost doar acolo, adică mi s-a părut așa ceva fantastic. Și din clasa 4-a după aia am programat efectiv toată viața și ca formație sunt inginer. Cred că am avut așa un spirit antreprenorial tot timpul, mi-a plăcut chestia asta, îmi place să construiesc lucruri. Și acum, chiar acum 18 ani, am înființat o companie de tehnologie, Sensi Software, care a pornit de la 3 oameni, 3 ingineri, într-o cămăruță, cred că o treime din ce avem noi aici. Am înghesuit 3 birouri într-o cămăruță și, mă rog, long story short, 18 ani mai târziu, acum suntem un grup, suntem două companii, în jur de 130 de oameni. Lucrăm, facem aplicații software cloud, web, mobile, în general chestii foarte complexe, adică am, spre exemplu, nu știu, niște lucruri de care suntem mândri. Noi am făcut platformele pentru Organizația Mondială a Sănătății prin care s-au distribuit vaccinurile COVID la nivel global și genul ăsta de soluții. Ce să spun, cum ne-am cunoscut noi? Noi ne-am cunoscut, cred că, în principal în spațiu public, în civic, piață. Așa, în piață. Nu știu, cred că eu am așa un sentiment foarte acut al dreptății. Cred eu că lucrurile trebuie să fie corecte. Nu știu dacă mi-a fost bine sau rău și din cauza asta cred că ține de noi așa și de antreprenori să ne preocupăm de viața cetății. Așa și așa ne-am cunoscut noi. Și după care noi am ajuns să și lucrăm împreună și să inițial am avut, cred că, diverse sesiuni în care am discutat așa despre antreprenoria, despre
despre cultură organizațională și am ajuns să și lucrăm formal și să facem niște workshop-uri împreună, dar cred că avem așa pasiunea asta comună legată de cultură organizațională, de echipe, de, nu știu, leadership. Ce să mai zic despre mine? M-am implicat foarte tare, sunt președintele Asociației Industriei de Software, patronale Industriei de Software, nu sunt președintele Concordia, sunt doar președintele Eurolines, așa. Asta e, gluma aici este că am întrebat de curând ChatGPT-ul, cine este totuși Mihai Matei? Și nu e nimic adevărat de acolo. Da? Deci N-are informații. Da, exact. Sunt președintele ANIS și vicepreședintele Concordia. Mai sunt fondator la Geeks for Democracy, care e un ONG. Și am încercat și acolo să facem tot felul de lucruri pentru societate, lucruri civice. Mi se pare utilă, n-am atins-o până acum cu alți invitați, tema asta a importanței culturii și organizaționale, dar și societale, că sentimentul ăsta pe care îl descrii de preocupare ca lucrurile să fie corecte, să fie drepte, să fie echitabile, astea pe care ne mână lucrurile astea, ne mână și în organizație, dar ne mână și în afara organizației. Și asta e ceva ce ideal o să aibă un efect bun la un moment dat și în România, pentru că lucrurile așa se construiesc de la mic la mare. Însă m-aș întoarce un pic acolo de unde ai început, și anume de la 3 oameni și după aia să ajungeți la 100 și ceva de oameni, la majorat, acum după 18 ani. Și aș avea întrebarea asta, chiar dacă, nu știu cum ți-ai pus problema la început, acum însă sigur înțelegi subiectul mult mai bine. Cum ai construit o cultură organizațională și cum ai ținut pe drum o cultură organizațională care ție să ți se pară corectă, pe de-o parte, și pe de altă parte care să livreze performanța asta extraordinară pe care o aveți? Păi, foarte onest, la început habar n-aveam ce facem, adică e... Ca toată lumea. Și asta e, cred că, o chestie sistemică în societatea noastră, că deocamdată cred că foarte mulți dintre antreprenori cam așa au început. Au început să facă ceva fără să aibă efectiv o educație de management, fără să aibă o școală în direcția respectivă, și am învățat pe parcurs fiecare ce a înțeles din lecțiile respective. Deci dacă e să fiu onest, la început habar n-aveam ce e organizație, habar n-aveam ce înseamnă management, eram în punctul ăla, cum zic, ești întotdeauna în avansezi până la punctul tău maxim de incompetență, știi, parcă așa era. După care, pe măsură ce am crescut, la un moment dat mi-am dat seama că lucrurile nu mai pot fi făcute intuitiv și sistematic, pentru că nu mai poți să gestionezi, una e să gestionezi o echipă de 10-20 de oameni, și cam pe acolo e pragul, și studiat la 25 de oameni, când un om, un lider, doar prin, cum să zic, prin carisma, prin calitățile lui, poate să tragă o echipă în spate, și limita e cam pe la 25, peste momentul ăla trebuie să faci altceva, adică trebuie să faci lucrurile mai sistematic. Și mi-am dat seama de lucrurile astea pe parcurs, adică ușor, ușor, sau mai sedimentat lucruri. Am citit foarte mult ca să înțeleg ce se întâmplă. Pe undeva e o experiență bună, că genul ăsta de învățare e foarte profundă. Adică lucrurile de care te-ai lovit, greșelile pe care le faci, te uiți la ele și înveți ceva din ele, sunt foarte profunde. Adică rămân cu tine versus, nu știu, o rețetă pe care o citești și nu prea știi de ce a funcționat. Aici vin foarte din tine. Și pot să spun, spre exemplu, noi ajunsesem la un moment dat într-un punct în care lucrurile nu mai erau gestionabile, adică ajunsesem pe la vreo 27 de oameni și era intern, era un haos, nimeni nu mai știa ce se întâmplă și mi-am dat seama că e ceva ce trebuie să schimb. Și la momentul respectiv am schimbat în planul operațional, adică mult timp n-am văzut ca antreprenor, n-am văzut decât planul operațional. Și acum revenind la întrebarea ta, eu cred cultura asta are, să zicem, două straturi. Da? Este unul care se vede foarte concret și este în operațional, este despre lucrurile pe care le facem, despre cum le facem,
mai concret de atât. E despre roluri, despre fișe de post, despre procese, despre cum se întâmplă lucrurile care se văd în organizație. Și pe ăsta l-am văzut mult timp, adică ăsta mi-a fost, ăsta, acolo operam foarte mult, acolo operam. Da, pentru că eu sunt foarte, fiind inginer, eu sunt foarte pragmatic. Da? După care mai există un strat mult mai nevăzut. Eu o povestesc așa, ca un fel de yin și yang al organizației. E partea asta care se vede foarte concretă, operațională, și partea nevăzută care este despre fibra societății din organizația respectivă. Acolo e despre oameni, despre cum interacționează între ei, despre valori. Și de la un punct încolo mi-am dat seama că, de fapt, aia e foarte importantă, deși poate îți mănâncă, ea nu se manifestă vizibil, de fapt, aia e fundația pe care construiești. Și acolo e despre oameni, despre valori, despre principii, despre, nu știu, ce e acceptat, ce nu e acceptat. Și de la un moment încolo mi-am dat seama că, de fapt, acolo e o zonă de intervenție foarte importantă. Da? Trebuie să muncești și acolo. Acolo trebuie să muncești și cred, de fapt, că acolo este locul în care, pe termen lung, poți să schimbi organizația și modul în care funcționează. Poți să ne menționezi două, trei sau câteva principii de-astea de conducere pe care le ai și le aplici? Ok, nu știu, cred că sunt foarte multe. Dau niște exemple. Mi-a luat mult timp să înțeleg că e foarte greu să schimbi caracterul oamenilor. Adică că la un moment dat există o componentă în oameni care este adânca lor, și că nu e neapărat rolul organizației să schimbe oameni. Știi? Și atunci, și după ce am priceput chestia asta, mi se pare că lucrurile s-au așezat foarte clar. Adică mi-am dat seama că o organizație trebuie să-și seteze niște standarde, și aici am avut chiar discuții cu tine. E cumva și organizația trebuie să spună despre ea cine este, așa cum un om face chestia asta. Și odată ce ai cadrul ăsta stabilit, s-ar putea să fie oameni care nu se încadrează acolo și cel mai bine este să închei relația cu oamenii ăștia. Pentru că dacă nu faci chestia asta, se vor întâmpla două lucruri sau mai multe lucruri. Unul este o să genereze frustrare în interior, creează așa o efervescență, practic un corp străin care nu e de acolo, și mai devreme sau mai târziu ce se întâmplă este fie că omul respectiv care nu e de acolo pleacă, fie creează foarte multă frustrare și într-un final îl elimină organizația. Și faptul că îl elimină e un lucru bun. Asta ar fi așa o, nu știu, principiu, cred. După aia, nu știu, un altul la care mă gândesc, am făcut mult timp greșeala să evaluez oamenii după filtrele proprii. Adică mă uitam la oameni și spuneam, bă, da, asta e ceva ce eu aș putea să fac, tu de ce nu poți să faci ca mine, de ce nu acționezi așa? Și după un timp, când mi-a venit mintea la cap, sau mă rog, parte din ea, am constatat că oamenii sunt foarte diferiți și că dacă te uiți fără prejudecăți la ei, s-ar putea să găsești foarte multă valoare, și dacă reușești să renunți la filtrele astea și reușești să plasezi diversi oameni în contextul favorabil pentru ei, s-ar putea să obții foarte multă valoare pentru organizație. Cam așa, nu știu, mai sunt multe, cred că, dacă stau să mai gândesc mai bine. Apropo de schimbări, că și de schimbări și de domeniul în care funcționați, care mai ales acum cu inteligența artificială, într-o zonă de asta de transformare accelerată. Cum ți-ai menținut organizația agilă în raport cu toate schimbările astea? Adică ca oamenii să fie în continuare, poate nu doar pregătiți pentru schimbări, dar și bucuroși de ele. Întreb pentru că lucrând cu parte din oamenii tăi, am văzut asta în organizație, că oamenii primesc schimbarea ca pe ceva bun, ca pe ceva bine, ceea ce e rar, mai degrabă rar în organizații. Asta mă bucură foarte mult că spui lucrul ăsta.
Pentru că din interior e foarte greu să le observe. Adică acum când m-ai întrebat, stăteam să mă gândesc cât de agili om fi. Mie mi se pare tot, eu nu suntem suficient, știi? Are legătură cu ce ești mai devreme, nu sunt așa cum ai fi tu sau cum ești tu. Da, ești exact, da. Păi nu renunț la, știi, bolile astea nu se vindecă așa ușor, știi? Mai o pastilă, mai treci ziua, dar nu. Cred că tot fibra asta nevăzută e, adică cred că dacă oamenii lucrează împreună și la un moment dat și au, cum să zic, plăcerea asta de a lucra împreună și de a au în fibra lor să învețe, au în fibra lor curiozitate și lucrează, mai ales lucrează bine împreună, atunci provocarea e văzută ca pe ceva, e văzută ca pe o potențială distracție. Da? Cred că asta e ceva ce încerc cum noi să facem și nu vine din sistemul de educație. Adică, de fapt, sistemul de educație cumva penalizează greșeala și atunci, ca om, prea vezi provocarea ca pe ceva bun. Pentru că, na, orice provocare poate să rezulte și rezultă de cele mai multe ori într-o greșeală. Dar dacă ai intern filozofia asta că, ok, greșelile sunt inerente și, practic, trebuie să înveți din ele, să iei ce poți din ele, atunci oamenii sunt mult mai deschiși la a se adapta. Pentru că, na, nu cred că oamenii nu au probleme cu adaptarea, e vorba de sistem, da? E vorba de fapt de cum sistemul penalizează sau nu greșeala. Și eu și noi încercăm cumva să nu penalizăm greșeala. Nu ți iese ușor chestia asta întotdeauna, că și eu spart un produs tot al sistemului românesc de educație, dar pare că suntem pe drumul cel bun. Știi? Da, cred că ai zis un lucru foarte valoros și de care se discută foarte puțin, și anume că în organizația ta pentru mulți oameni există și o bucurie asta, oamenii au fun, adică căutarea asta, adaptarea nu e doar efort încrâncenat și trebuie să reușim să trecem de obstacol sau să provocăm schimbarea asta, ci oamenii chiar se simt bine făcând asta. Cred că la Diamandis am văzut pe Twitter recent, sper să nu citesc prost, că zicea ceva de genul: dacă am reușit ca educația să nu mai fie boring, am rezolvat 80% din probleme. Da. Am avut acum vreo săptămână un interviu și exact asta spuneam. Da. Educația în momentul ăsta este orice, dar nu distractiv. Adică, da. Și nu neapărat, nu în sensul distractivă, cât să-ți creeze, da, bucurie și plăcere. Mm-hmm. Da? Să zicem că numai distracția îți creează plăcere, dar să poată să-ți creeze, să nu-ți creeze chestia asta, aolo, iar trebuie să schimbăm, iar trebuie să facem, iar trebuie să... Și am văzut la oamenii tăi felul în care se raportează la o dificultate sau la o provocare e cu foarte multă energie de asta, de bucurie și de fun. Ok, hai să vedem ce iese. La noi, ce e și cumva ce mă motivează și pe mine și îmi place la, poate probabil motivatorul meu principal, este exact cum se simte echipa și exact ce spui tu, spiritul ăsta, că bă, noi ne simțim bine împreună. Da? Și asta te aduce la birou. Și de la lucruri mici, la faptul că oamenii glumesc și fac haz de diversele lucruri, dar se simte cel mai tare când lucrează împreună și simți așa că sunt extrem de, extrem de sudați. Și am văzut și bucata asta, care e mai degrabă rară pe la noi, bucata de autoironie care e, adică oamenii... Acolo cred că și eu sunt campion. Da, și-am luat modelul de undeva, da. Adică nu... Nu au fan doar împreună. Da, facem mult mișto de noi. Da, da. Ceea ce e bun. Asta cred că absolut ușurează mult dificultatea de parcurs. Apropo de asta, că ai adus vorba asta cu greșelile și care e o rană vie în organizațiile din România, în multe dintre ele, când o dați de gard cu un proiect... Bănuiesc, o mai dați, nu? Nu. Nu, Doamne ferește, nu există așa ceva. La Eurolanes acolo, când o dați de gard. Cum aflați cine-i de vină și ce-i faceți?
Unul e că nu căutăm vinovatul și asta e foarte important, pentru că e o diferență între a face o analiză când se întâmplă ceva nasol, e o diferență între a face o analiză și a înțelege ce s-a întâmplat acolo și evident că în analiza aia n-ai cum să eviți răspunderea individuală, adică vezi că acolo, ok, cineva a făcut ceva, dar contează foarte mult cum încadrezi discuția asta. Da? Și în cazul meu și în cazul nostru încercăm să pornim discuția foarte de la exact de la declarația asta. Mă, aici nu, ok, e clar că nu e bine ce s-a întâmplat sau suntem în situația asta nasoală. Nu e important în momentul ăsta să găsim vinovați, hai să vedem ce s-a întâmplat, cam pe unde suntem, care e contextul. Și unu, hai să vedem cum ieșim de aici, asta e prima preocupare, și doi, în momentul în care am trecut de asta, hai să vedem greșelile alea care au fost făcute. Din punctul meu de vedere, întotdeauna e de fapt o greșeală, este o carență a sistemului. Da? Dacă tu ai un sistem bun, dacă ai o structură, dacă ai procese, dacă ai totul bine structurat, greșelile nu sunt o carență a sistemului. Eu chiar așa le văd. Și atunci când văd că s-a întâmplat o greșeală, încerc cumva să schimb ulterior sistemul. Și atunci, după un proiect și mai ales după proiecte de astea cu fuck-up-uri, că le avem, întâi reparăm situația, ieșim de acolo și după aia încercăm să facem un aftermath și să vedem ce de fapt în sistem a cauzat chestia asta. Și asta e o chestie foarte dificilă, pentru că oamenii au o rezistență foarte mare în momentul în care trebuie să se pună în fața, trebuie să aibă discuția asta și să zică, da mă, aici am greșit. Dar dacă faci consistent analiza asta, vei observa că la anumite greșeli intră într-un pattern, adică sunt repetate. Și după aia dacă le iei și le vezi și nu te uiți la individ, te uiți de fapt la ce le-a cauzat, e o concluzie foarte simplă. Trebuie să schimbi procesul, trebuie să mai pui niște check-uri, nu știu, să mai pui un peer review, să mai diverse lucruri, adică se pot rezolva foarte din sistem. Și am observat că oamenii la noi au început să se relaxeze cu chestia asta, își discută foarte relaxat și au început și cumva și încurajăm. De exemplu, când își prezintă un proiect care s-a încheiat, indiferent că e de succes sau nu, să facă o analiză a proiectului și, în principal, să iasă în față și să spună, bă, am greșit acolo, acolo și acolo. Da? Și eu încerc, spre exemplu, să fac exercițiul ăsta deliberat și să vin și să spun cât de des posibil am greșit acolo. Adică eu să normalizez greșeala, adică să cumva să-i fac pe oameni să fie confortabil să vorbească despre greșeli. Și e foarte puternică chestia asta. Deci când ei văd puțină vulnerabilitate și văd, da, ia uite, ok, ăsta vorbește despre greșeli, deci e ok să greșesc. Aș merge mai departe ca tine, n-aș zice doar că e foarte importantă, ci că fără asta nu se poate. Probabil, da. Adică dacă liderul nu face asta, doar să le cer celorlalți să fie confortabil vorbind despre greșelile lor, fără ca tu să vorbești despre ale tale. Și cam cât de des faceți treaba asta, discuția despre ce a mers, ce n-a mers, ce am greșit, ce schimbăm în sistem? În general, la finalul proiectelor și încercăm să avem sesiuni în care toată lumea vine în fața companiei și povestește, nu știu, 5, 10, 15 minute, nu știu, cred că cel mai rar, probabil, la 6 luni, dar poate să fie și mai des. Și când am eu discuțiile cu, am all hands-uri sau town hall-uri, cum se... Eu cred că vorbesc tot timpul despre... Adică în toate discuțiile mele cu oricine, bă, să vezi cum am dat-o de gard atunci. Super. Dar natural așa. Adică cât de des aveți town hall-uri? Nu știu, dată la 2 luni, poate două, nu știu, cred că cel mai rar la 3 luni, cel mai des, poate lunar. Ok. Nu, apropo de asta și de interacțiunile dintre voi, cum ești cu bucata asta care încă doare, cel puțin, foarte mulți clienții ai noștri cu... munca remote de acasă și munca la birou. Noi am avut o discuție foarte amplă aici. O să zic personal cum sunt și cam unde suntem cu compania. Am făcut inclusiv, deci noi
am colectat foarte multe date din organizație și cred că asta iarăși e ceva important, că mi se pare că cumva puterea e responsabilitatea față de minoritate și așa când iei decizii, trebuie cumva să ai grijă să inclus și minoritatea. Minoritatea să fie confortabilă cu decizia majorității. Noi am colectat foarte multe date, cred că am avut după aia vreo 3 luni de zile de discuții doar pe tema asta, ok, cum lucrăm post-pandemie. Evident, în pandemie am fost în principal remote și am ajuns la concluzia că o echipă performantă nu poate să lucreze doar remote, este foarte nenatural, adică discuția, toată interacțiunea este nenaturală și am ajuns cumva la un compromis între, am zis, cel puțin jumătate din timp trebuie să lucrăm fizic împreună și nu mai mult de jumătate remote. Dacă mă întreb pe mine personal, eu nu cred deloc în remote work, dar nici ocular, mi se pare. Tu mergi aproape în fiecare zi? Eu merg în fiecare zi la birou. Minus dacă am, nu știu, întâlniri, caz în care, okay, s-ar putea să, dar foarte, foarte rar. Eu am revenit la birou, mi se pare și sănătos pe plan personal, cumva că ai un loc unde te duci și ai disconnect, dar am observat că și asta variază de la om la om, adică am luat cumva datele pe care le-am primit de la IMEI, așa cum sunt, fără vreo prejudecată și am zis, ok, pentru unii oameni poate chestia asta funcționează. Din perspectiva construirii de echipe, nu cred că se poate face ceva doar remote, iar eu sunt pentru întâlniri deci fizice. Sunteți pe la jumătate acum? Am la jumătate, suntem, da. Okay. Apropo de bucata asta, de ce creează echipe performante și ce nevoie e de interacțiuni și de comportamente pe care să le poți regla față în față. Există o linie roșie pentru tine în raport cu oamenii din organizație? Adică vorbim, discutăm, dar până aici? Da. Vine de la valori. Adică și asta mi-a luat mult să înțeleg, că dacă reușești să-ți definești valorile, dar nu definit nu e pe vorbe, adică trebuie să-l ajungi să le ai scrise și să fie pură matematică acolo, adică ăsta e sistemul de valori, aia îți simplifică foarte mult discuția. Și la noi o valoare este încredere. Da? Adică dacă ai încălcat încrederea pe care ți-am acordat-o, noi zicem că încrederea trebuie să fie implicită, vorbim și de societate, asta e buba noastră mare. Și atunci asta e ce încercăm noi să reparăm. Relațiile noastre trebuie să fie bazate pe încredere. Da? Și atunci, absolut, dacă ai încălcat încrederea, am terminat, nu avem ce să... Indiferent de consecințe. Indiferent de consecințe, da. Asta cred că e una. Bine, nu prea cred că poți să încalci încrederea fără rea intenție. Adică, evident, ai încălcat încrederea, o chestie de valori, încălcat niște principii. Altul este ce povesteam la început. Valoarea noastră ca organizație este exact în echipă. În modul în care niște oameni care nu sunt, poate, fiecare dintre ei staruri, nici despre mine nu cred că sunt star, adică sunt o inteligență medie, doar că sunt muncitor, în modul în care niște oameni normali poate să genereze performanță împreună. Da? Chestia asta poate fi distrusă foarte ușor de oameni care nu joacă în echipă. Da? Fie pentru că, nu știu, au problemele lor nerezolvate de acasă, din copilărie, nu știu, sunt oameni care sunt high maintenance, trebuie să fie tot timpul validați, încurajați, trebuie să iasă în față, trebuie să ia, habar n-am, tot felul de comportamente care sunt clar, clar toxice, nu știu, iau creditele altora, e despre ei, nu despre echipă, pe asta n-ai cum să o rezolvi, de oamenii ăștia trebuie să te desparți și cu cât mai repede o faci, cu atât e mai bine și mai sănătos. Fără ca oamenii respectivi să fie niciun fel oameni răi, pur și simplu În alte locuri s-ar putea să fie extraordinari, dar nu se potrivesc la tine. Uh-huh.
în legătură cu subiectul ăsta, ce apreciezi tu cel mai mult la un manager, la managerii tăi și la un manager în general, dincolo de oamenii cu care lucrezi tu direct? Cum să-și facă ei treaba? La manageri, hai să zicem mai mult la lideri, cred că am multe metrici, dar singura care mi se pare mie e cea mai relevantă și contează cel mai tare este numărul de lideri sau poftim de manageri pe care reușești să-i crești. Okay. Da, mi se pare că asta pe termen lung este cea mai bună metrică. Adică dacă tu ca lider ai reușit să crești oameni sub tine și oamenii s-au desprins sau la un moment dat și sunt la rândul lor lideri în organizație, ai cel mai mare rezultat pe care poți să-l produci pentru organizație. După aia, sigur, mă rog, avem autonomia, iarăși este o metrică extrem de importantă, dar asta e mai despre toți. Dar la manageri asta este. Câți oameni ai reușit să crești? Și cred că e cea mai relevantă. Sau la noi e cea mai relevantă. Și la angajați? La un angajat care nu e manager, ce apreciezi cel mai mult? Aici avem un sistem. Ce contează la noi foarte tare este autonomia. Mie mi se pare că autonomia unui om măsoară enorm de multe lucruri într-o singură dimensiune. Adică în momentul în care un om este autonom, respectiv are nevoie de puțin suport pentru a livra ce are de livrat, chestia asta prinde foarte multe dimensiuni, subdimensiuni. Are nevoie de multe lucruri. Are nevoie de multe lucruri ca să se întâmple. Da? Da. Și atunci noi măsurăm autonomia. Da? Și o măsurăm foarte obiectiv, așa? Adică e ușor să zici omul ăsta e autonom sau mai puțin autonom. Avem un sistem destul de clar. Autonomia prinde în primul rând skill-ul. Da? Adică dacă ești un om autonom, înseamnă că știi să faci meseria pe care o faci și e valabilă în absolut orice meserie. Prinde învățarea într-o proporție, adică ajungi autonom pentru că tu înveți meseria pe care o... Că trebuie să și rămâi autonom. Exact, să mai și rămâi autonom sau să fii și mai autonom. Da. Așa. Da. Prinde curiozitatea, da? Prinde determinarea, adică cât e de determinat ești să faci lucrurile alea singur. Și asta e, cred că, cea mai importantă chestie la care ne uităm, autonomia. Adică întotdeauna încercăm cumva, ăsta e rezultatul final al progresului unui om. Și bineînțeles, ne mai uităm, acum mai am eu vorba asta, ok, poți să fii foarte autonom, dar trebuie să măsurăm un pic și rezultatele, că s-ar putea să fii autonom pe Netflix, așa. Și sigur, n-am auzit de tine, n-ai nevoie de suport, dar și livrabilul la final e un pic mai, sau poate deloc, dar tu ești autonom. Așa, deci sigur că trebuie. E important în incintă. Da, în incintă, da, exact, redem glumim, dar să fim aici în incintă. Deci sigur ne uităm și la un pic la rezultat. Da, avem metrica asta, autonomie, și în esență ce mi se pare mie important la toți oamenii, și noi exact așa o măsurăm, avem două întrebări. Este cât de mult timp, ce impact produce omul respectiv în acolo unde e, în echipa în care e, deci este despre impact, și ce potențial are omul ăsta. Da? Pentru că eu exact așa văd oamenii sunt un mix de energie potențială și energie cinetică, și rolul nostru al organizației este să transforme cât mai mult din energia aia potențială în energie cinetică care să producă rezultate. Da? Și atunci s-ar putea să ai oameni bătrâni ca mine, așa, care nu mai au o mare energie potențială, dar au energie cinetică, așa, și sunt foarte buni pentru organizație. Sau să ai oameni, și avem foarte multe cazuri de oameni care sunt juniori și care au energie potențială fantastică și noi încercăm să o transformăm în energie cinetică. Uh-huh. Măsurați autonomia asta, înțeleg, la nivelul individului. Măsurați și la nivelul echipelor? O măsurăm dacă la echipă e autonomă? Da, nu o măsurăm la nivelul echipei. Pentru că e implicit cu echipă, trebuie să fie autonomă. Adică la noi nu prea e cum să ai o echipă care nu e autonomă. Okay. Ele sunt autonome by default. By design ele sunt autonome. Okay. N-ai. Okay. Adică dacă echipa nu e autonomă, înseamnă că nu e echipă. Înseamnă că e, nu știu, orice altceva, dar nu e echipă. Foarte interesant asta. Tu știi că am văzut multe echipe care nu sunt autonome.
Da, nu. De asta nici nu știu de ce aș măsura autonomia echipei. Cum să măsori ceva ce nu există. Da. Nu, sau nu există implicit, pentru că altfel nu există echipă. Exact, da. Mihai, ne-ai vorbit de dimensiunea asta a învățării un pic mai devreme. Spuneai cât de important și ce apreciezi tu la un manager, faptul să crească alți oameni. Și după aia ne-ai spus un pic de potențial în zona de evaluare. Înțeleg că e important pentru voi să creșteți oameni. Și atunci aș vrea să te întreb, cum faceți cu feedback-ul? Aveți o cultură a feedback-ului? Oamenii cresc prin un feedback continuu pe care și-l dau unii altora? Cum e la voi? Asta este, da, avem și încurajăm și feedback one-on-one. Da? Okay. Adică am avut mult timp un sistem destul de învechit de, nu știu, evaluări la an, la 6 luni, așa foarte corporatist. Nu-l mai aveți, atât înțeleg? Atât a dus capul, nu? Ok. Și ne-am dat seama că e o aberație completă să stai de vorbă cu un om la un an de zile, să-i spui, sau la 6 luni, poftim, și să vorbești despre ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni, chestia asta n-are cum să funcționeze. Și atunci suntem în curs, deci nu suntem unde mi-aș dori să fiu, nu știu dacă despre ceva suntem unde mi-aș dori să fiu. Asta e altă discuție, facem altă discuție, da? Exact, da, mai scapă cât o paranteză de asta. Dar da, avem un sistem de feedback one-on-one. Simplu, este inspirat din cel de la Netflix, okay, care folosește 4A. Și încurajăm oamenii să vorbească cât mai des one-on-one. Da? Și să nu mai fie legată chestia asta de... aveam, de exemplu, o problemă că evaluările astea erau legate și de salarii. Și era un mare elefant în cameră. Toată lumea îi spunea așa, știi, cu mânuși. Tu ești bun, dar... Nu vorbea nimeni despre ce contează. Hai să separăm discuțiile astea care trebuie să fie foarte profunde. Și trebuie să ne spunem lucrurilor, să spunem lucrurilor pe nume. Să fie de creștere. Și să fie de creștere, de chestia asta cu salariul. Hai să o lăsăm pe aia deoparte, facem o altă discuție pe bucate. Asigur, ele sunt conectate. Da, dar încercăm să le facem, practic, oamenii să aibă discuții one-on-one între ei în echipe. Și am separat complet partea asta de evaluări de performanță, salarii, partea asta financiară de tot ce înseamnă. Și ei feedback. Fac aceste feedback-uri când simt sau au anumite momente regula în timp în care... Regula pe care am pus-o a fost că ar trebui ca fiecare om să aibă un one-on-one cu oamenii din echipă cel puțin o dată pe lună. Ok. Și ce efect ai văzut? Nu e chiar, după ce spuneam, nu e chiar unde mi-aș dori. Da, am avut și fuck-up-uri de discuții de astea care s-au dus complet pe lângă... Au ieșit din 4A, nu? Au ieșit din 4A. Am avut și după aia mi-am dat seama că, bă, stai un pic, că noi i-am pus pe ăștia, bă, trebuie să vă vedeți, să vorbiți, dar ei habar n-aveau ce să facă săracii și nu era vina lor, era la noi. Am zis, bă, ok, stai un pic, că trebuie să le facem un pic de training. Uite cum să faceți lucrurile astea. Trebuie să punem niște sisteme să monitorizăm că se întâmplă. Da, și suntem in progress, adică e work in progress. Cam tot ce facem e work in progress, așa? Apropo de work in progress, știu că ești mai degrabă nu așa de entuziasmat cum pare să fie lumea despre zona asta cu artificial intelligence, cu ChatGPT, mai ales că te-a jignit, adică dar cum te uiți la provocările legând asta cu echipele, da, cu performanța echipelor, ce provocări vezi pe drum anul ăsta, anul viitor? E ceva ce crezi că se va schimba, la care trebuie să fim atenți? Da, o mențiune, eu sunt încântat de tehnologiile astea, mi se par fabuloase. Ce mă îngrijorează, exact ce mă întrebi, cum ne adaptăm noi ca oameni la ce urmează să se întâmple. Deci, ce fac tehnologiile este absolut fabulos. Ce vor schimba ele și cum reacționează societățile la chestia asta, asta îmi dă un pic de gândit așa. Referitor la anii următorii 1-2 ani. Și lucru în echipă. Și lucru în echipă.
probabil că spre deosebire așa de, nu știu, diversi optimiști din industrie, mie mi se pare că următorii cel puțin 2 ani vor fi grei. Economic, adică văd ce se întâmplă în state și acum, cum zice și Taleb, nu m-aș arunca să fac predicții, eu prefer să fiu pregătit de cei mai rău și vom vedea noi după. Adică eu n-am chestia asta cu predicțiile, dar așa din cum arată lucrurile, pare să fim într-un moment de începem să intrăm într-o pantă descendentă și economic și cu tot ce se întâmplă în jur, un război lângă, geopolitic, lumea asta se reconfigurează, adică pare că intrăm într-o eră nu tocmai fericită. Acum, într-o echipă bună care este sudată, vremurile grele sunt destul de ușor de navigat, pentru că paradoxal oamenii își găsesc niște resurse și înțeleg că e despre supraviețuire. Și cumva reușesc să se reconfigureze și astea sunt vremurile, exact vremurile în care echipele cresc foarte tare. Adică sunt vremurile în care echipele trec prin momente grele împreună și asta, de fapt, sudează echipele. Dacă vremurile le prind ca echipe. Da. Și asta din ce am observat eu la noi, spre exemplu, echipele cele mai sudate, sunt câțiva factori care favorizează echipele, dar ăsta este unul. În momentul în care au trecut împreună prin ceva greu și au supraviețuit sau au reușit să depășească un obstacol nasol și după ce chestia aia s-a terminat, și vezi, chiar dacă mai sunt împreună sau nu mai sunt împreună, rămâne așa, știi, memoria, bă, noi suntem aia care am făcut chestia aia. Care am reușit asta. Da. Uh-huh. Vorbeai mai devreme de învățare. Poți să ne povestești un pic de experiențe de ale tale de învățare care te-au marcat? Da. Acum, cum spuneam, una a fost conștientizarea asta, adică am avut, spre exemplu, în ultima perioadă, poate în ultima nu chiar atât de tare, dar am avut experiența de a lucra cu niște oameni care nu se potriveau în organizație, nu se potriveau. Și eu nu vedeam chestia cultural asta. Cultural vorbind, mm-hmm. Da. Unii oameni foarte buni, adică profesional foarte buni, dar pur și simplu ei ca oameni, ca fibră, nu erau din filmul nostru, din diverse motive. Și eram complet orb la chestia asta, Cosmin știe niște cazuri, eram complet orb și mă chinuiam efectiv, trăgeam de relațiile respective să meargă. Și aveam așa un sentiment ăsta de frustrare uriaș, mă, nu reușesc să o fac să merg, aveam senzația că trag efectiv, încerc să iau un cal mort și să câștig la curse cu el. Și nu ieșea nimic. Și mi-a intrat în minte chestia asta că într-un final trebuie să mă uit și la perspectiva asta, să văd dacă omul ăsta este din filmul organizației noastre. Că nu e despre cum e el, ci despre cum se potrivește cu ce aveți. Da, da, dar probabil că eu am această îndoială tot timpul despre mine, tot timpul mă îndoiesc. Asta nu înseamnă că nu sunt capabil să iau decizii foarte rapid și agresiv dacă este nevoie, adică sunt foarte incisiv uneori, dar tot timpul mă îndoiesc de mine. Și atunci când ești un om de ăsta care se îndoiește și vezi că o relație nu merge, Tot timpul te uiți la tine și zici, ce fac greșit aici, ce nu fac bine. Și asta a fost o lecție importantă, că trebuie să mă uit într-un final și la omul respectiv, poate să nu mai îndoiesc atât de faptul că, nu știu, poate pur și simplu omul ăla nu se potrivește. Și odată ce am înțeles asta, mi se pare că lucrurile s-au cristalizat, adică mi se pare că selecția efectivă de oameni e mult mai ușoară, mult mai rapid. După aia, cum am mai zis, alta e asta, am pus foarte mult timp filtrele mele asupra oamenilor și asta n-a funcționat și am pierdut niște oameni buni, față de unii am greșit și sper să fi învățat ceva din chestia asta. După aia ce am mai învățat, asta nu neapărat că am învățat, asta am avut-o așa, nativ, fiind inginer, în capul meu lucrurile sunt întotdeauna, trebuie să fie extrem de clare, adică eu trebuie să am totul
bine pus la punct, trebuie să existe o teorie și un model pentru orice se întâmplă, fie că e vorba de chestii operaționale, fie că e vorba de valori, principii, lucrurile trebuie să fie într-un model care să fie convergent, așa. Și mi-am mai dat seama că degeaba în capul meu lucrurile sunt foarte clare, dacă nu iau modelele astea și nu le explic și nu le comunică, s-ar putea ca în capul meu să fie foarte clar, dar el se uită la mine ca la... Nu înțeleg despre ce vorbesc. Și unii chiar mi-au zis, și chiar recent, spre exemplu, mi s-a spus că n-am fost transparent într-o privință. Și păi, da, lucrurile astea sunt clare, nu? Nu, lucrurile nu sunt atât de clare. Că s-ar putea să fie clare pentru tine, dar nu sunt clare pentru el. Și am înțeles asta, ok, trebuie să, de fapt, e rolul meu să vin în fața oamenilor, să explic lucruri, uneori să repet lucruri de foarte, foarte, foarte multe ori până mă plictisesc, până când ele sunt înțelese. Deci, nu știu, comunicare. Degeaba ai tu claritate și structură, dacă e în capul tău, el alții ar putea să... Și comunici doar rezultatele clarității. Adică oamenilor nu le e clară structura, dar tu le comunici rezultatele ca și cum ar fi clară structura. Da. Și asta nu merge. Exact. Nu le comunic, da, cum ar veni pe principiile astea, că astea sunt concluziile, știi? Nu, dar le explic sistemul. Și pe de altă parte, dacă explici sistemul, ce am observat e că eu încerc să simplific în mintea mea lucrurile, de asta încerc să le structurez, ca să-mi fie foarte ușor să decid anumite chestii. Am observat că în momentul în care le pui oamenilor niște sisteme simple, odată că e concluzia asta, asta pare ceva foarte simplu. Recunosc așa că pentru ego-ul meu e puțin frustrant. Păi, nene, eu mă gândesc de 5 ani la chestia asta. Știi cum m-am închinuit? Așa, și asta e instinctul natural când văd ceva simplu, dar și ajută foarte mult, adică simplifică după aia discuția. Am văzut recent la un alt client, își adună oamenii, o să lucrăm, își adună oamenii, are oamenii în mai multe țări din lume și îi adună aici în România pentru o săptămână, prima după pandemie, toți, și le-a trimis un mail în care e menționat și faptul, mi l-a trimis și mie, că eram și eu menționat acolo că o să lucrăm împreună azi. Și am rămas siderat la finalul mailului și am și scris, bă, jos pălăria, pentru că era un mail care vorbea despre toate lucrurile care se întâmplă în companie, deci despre ce a fost și despre ce o să fie. Dar într-un fel, cuvântul ăsta mi-a venit ascultându-ne, într-un fel clar, ok, era clar, dar era și foarte curat. Adică tăiase din mesajele alea tot, nu era niciun cuvânt în plus acolo, da? Nu era nici în minus, adică nu era o chestie care zice, bă, da, asta cum e, ci erau, nu știu, 7-8 paragrafe într-un mail, mă, când ne-am terminat, eu nu sunt angajat în firma aia, dar simțeai că o cunoști bine, mă, pentru mine, lucrurile erau destul de clar, mult mai clare decât erau înainte, despre cine sunt, de unde vin și ce vor să fac, da? Asta e mare lucru și într-adevăr vorbim după aia cu el, că lucrăm în coaching, a fost o muncă multă în spate, da? Și importanța unui astfel de mesaj a apărut și în conversațiile noastre. Dar când ai văzut mail-ul, bă, asta e natural. Natural, așa ar trebui făcut, știi? Așa se face. N-am eu mare, adică încerc cumva să evit așa citatele, dar e unul ăsta al lui Brâncuș, cred că e cu simplitatea, este complexitate rezolvată. Uh-huh. Da, 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 mare lucru, mai ales în lucru cu oamenii, că cu obiectele, da, cu oamenii e mai complicat. Apropo de complexitate rezolvată, dacă ai începe, nu știu dacă începi, poate începi, dar dacă ai începe o firmă acum, din nou, e ceva ce ai face diferit? Cred că, mă rog, sigur m-ar ajuta toată experiența asta foarte tare. O ai, da? Dar ce ai face diferit acum? Nu dacă ai începe atunci, dacă ai începe acum. Dacă aș începe acum, aș porni de la sistemul ăsta de viziune, misiune, valori, căruia i-am înțeles utilitatea de hard way. Adică mulți oameni văd chestia asta așa ca un bullshit corporatist și într-un final, dacă e o chestie superficială, poate și să fie un bullshit și de multe ori este un bullshit corporatist. Dar dacă chestiile astea sunt autentice, sunt foarte, vin foarte din
interiorul organizației, adică chiar spun adevărul despre organizația existentă sau aia pe care vrei să o creezi, te ajută enorm, pentru că oamenii se aliniază, adică înțeleg, este complexitate rezolvată, adică statementul despre viziune, statementul despre misiune și ăla despre asta ar fi o chestie pe care aș face-o sigur. A doua ar fi probabil că aș construi procesele de la bun început cu componenta asta de ceea ce eu numesc ritualuri. Eu înțeleg prin ritual o bucățică dintr-un proces care este menită să enforceze, să consolideze o zonă de valori. Da? Și e o chestie, exact cum îi spune ritual, e ca la biserică. Acum ne glumesc, dar ok, ne punem toți în genunchi și ne întoarcem spre soare. Da? E ceva foarte, arhetipal, așa, e mult mai... Și aș face chestia asta, adică aș presăra procesele cu bucăți de ritualuri. Nu știu, un onboarding, în feedback, în diverse puncte. Există puncte în anumite procese ale unei companii în care ritualurile poate să schimbe foarte tare lucrurile. Și energia și rezultatele. Și energia și rezultatele, da. Adică ritualurile cumva sunt bucăți din proces care sunt cumva orientate spre oameni, nu spre ceea ce trebuie să produc. Adică, iau un exemplu ăsta de onboarding. Când vine un om nou în organizație, modul în care omul l-a introdus în echipă și cum se întâmplă efectiv bucata aia, dacă o faci ritualic, poate să schimbe foarte tare lucruri. Nu știu, un ritual de ăsta de daily, iarăși, poate să schimbe foarte tare lucrurile. Da, poate, chestia asta poate răspunde și la ceva ce cultural pe aici e un pic în suferință, și anume consecvența. Te apuci de o treabă și dacă nu o încarci cu greutatea asta de ritual, șanse sunt că după o săptămână, două lună, două, trei, lumea se lasă, că are altele de făcut, vin alte lucruri. Onest, toți avem problema asta. Așa e, de asta zic. Da. Și atunci, ăsta e un fel în care cât de cât mai... Și mai ușor, la organizație nouă, e mai ușor în momentul în care pornești și spui așa să fac lucrurile, da. Versus organizația existentă, care, uite, are 18 ani și în care încerci să introduci o chestie nouă. Ăștia toți se uită la tine. Bă, noi facem altfel, mai lasă-ne mă prostiile astea ale tale, știi, domn? Ne-ar nepui să facem... Da. Și și mai ușor, știi, să o abandonezi. Adică, sistemic vorbind, e ca la 18 ani. Da, e ca la 18 ani, exact. Da. Dacă n-ai apucat-o de vreme. Și mi se pare că pentru organizație, adică e greu pentru un om să schimbe obiceiurile, da? Dar minte pentru organizație acolo, adică acolo ai cumulul rezistenței tuturor oamenilor de a schimba un obicei împreună. Și aici ne ajută, venim iar de unde am plecat, ne ajută gândirea asta în unități echipe. Că într-o echipă, totuși, e un pic și ritualul și toate astea, într-o echipă ai mai multe șanse decât să zici la nivelul organizației, acum toți facem asta. Clar. Că oamenii se ajută mai mult unii pe alții să se țină pe drum decât... Și în cultura noastră e mai ușor, ești mai ușor de gestionat. Da, adică mai ușor ca oamenii la noi se coaguleze în echipe de 5-10... decât să se simtă ei așa ca aparținând de nu știu ce organizație. Mai curând ei se simt aparținând de o echipă decât de țin de organizație. Da. Da. Mihai, aș vrea să te întreb ceva, că mai devreme Cosmin te-a întrebat care au fost lecțiile tale de până acum în ceea ce vrește conducerea echipelor. Și am rămas așa agățată cu curiozitatea asta despre viitor. Ce vrea să înveți în următoarea perioadă, legat de conducerea oamenilor și a echipelor? O să răspund, dar nu e despre echipe, e despre mine. Dar cred că de fapt e despre echipe. Adică dacă vrei, de fapt, să conduci echipe, de fapt trebuie să te schimbi pe tine. Adică degeaba crezi tu că o să conduci niște echipe, cred că e despre tine.
Deci e vorba despre ce vreau să schimb eu la mine. Unul, eu am tendința, de exemplu, de a fi foarte operațional. Hai să facem treaba acum, hai să ne apucăm să facem ceva. Așa, și uneori asta nu e, nu e bine. După aia mi-e clar că am de lucrat, spre exemplu, la controlul emoțiilor. Adică trebuie să controlez mai bine emoțiile pe care mi le exprim sau chiar și modul în care mi le rețin în fața oamenilor. Adică dacă mă enervez, la mine se vede imediat. Ar fi bine să nu mă enervez, dar măcar dacă mă enervez, hai să contain chestia asta mai bine, că nu face bine echipei. Adică ăștia ai mei, spre exemplu, îmi zic, bă, când tu ai o zi proastă, parcă znor pe aici, pe firmă. Și zic, că încerc bine, uite, nu știu ce, să pot să stau acasă, știi? Așa. Da, e foarte fain că îți spun chestia asta. Înseamnă că că aveți o relație bună. Da. Asta odată, deci control emoțiilor și ce spuneam, eu nu am înnăscut în mine, nu știu, o deschidere de asta, adică eu natural văd oamenii într-un final, îi analizez și îi judec până prisma mea. Da? Ceea ce este o mare problemă. Și la chestia asta am lucrat și am avut niște mari revelații chiar și chiar în ultimul nostru workshop, știi? Eram blocați într-o anumită chestie și pe aia mi-am dat seama că dacă mă extrag cumva pe mine de acolo și nu încerc să fac lucrurile în felul meu și mă detașez un pic și zic, nu știu, vorbiți voi, hai să vedem ce iese. Mamă, și-au fost niște breakthrough de-astea, adică au venit așa de nicăieri. Mamă, ce chestie aduc oamenii ăștia, știi? Și mi-e greu să fac asta și lucrez. Și vrei să înveți să o faci mai bine. Să învăț să o fac, știi? Să învăț să o fac. Că uite, ai făcut-o. Ai făcut-o dacă ne-ai povestit despre ceva ce s-a întâmplat, nu? Da, de fapt, asta e cumva ce cred că ar trebui să învățăm toți, este că dacă vrei să construiești echipe bune, e despre tine. La tine trebuie să lucrezi, nu la primul rând. La tine. Da. În sistemul tău, în valorile tale, în cum te comporți. Da, multe. Și fiecare cu bagajele lui. Da, lucrează la alea, mai lasă din ele acasă, știi? Mai schimbă hainele. Mai schimbă. Da. Da. Mulțumesc mult, Mihai. Sper că rămâne ideea asta pentru cei care ne urmăresc. Ăsta e tot, cumva, e un fir roșu a ceea ce am făcut și în primul sezon și în al doilea, că locul principal de investigație și de schimbare e la noi înșine și că asta cu conducerea echipelor se poate întâmpla mai bine doar în măsura în care eu reușesc să schimb un pic locul din care le conduc. Pentru că alminter doar să mă aștept să iau niște how-to, niște 3 pași, 5 pași și să mă aștept doar la ceilalți să le facă, n-o să funcționeze. Mă bucur mult că ne-am simțit bine făcând acest interviu și nu știu ce să zic, să ne revedem, nu știu dacă în piață sau nu. Păi să nu ne revedem în piață, să mai dea ăștia cu gaze lacrimogene după noi. Noi, da. Da. Pe de altă parte și să nu ne revedem acolo, nu știu dacă o să ne facă bine, nu știm cum e mai bine, dar să ne revedem cu bine. Să ne revedem, mersi de invitație. Îți mulțumesc și eu tare mult, Mihai, a fost o plăcere discuția și îți mulțumesc pentru toate lecțiile faine pe care le-ai împărtășit cu noi și cu ascultătorii noștri. Sunt convinsă că o să inspire mult. Cred că ar fi bine să menționăm că și în următor episod vom mai avea un invitat cu care sperăm să ne simțim la fel de bine și să extragem cel puțin la fel de multă valoare ca în acesta. Între timp, dacă doriți să ne scrieți, o puteți face și chiar vă rugăm să o faceți, atât pe profilele noastre de LinkedIn, cât și pe site-ul timology.ro. Aveți acolo toate detaliile noastre de contact. Ne oprim atunci aici pentru acest episod. Vă mulțumim că ascultați podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Pe data viitoare, la revedere! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.